Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vrem să vorbim despre timpul liber. Da, când țara arde, babele se piaptănă, așa e vorba. Astăzi se discută despre căderea Parlamentului, moțiunea de cenzură, multe povești care, sincer, la un moment dat zic eu că ne mai și plictisesc. Măcar pe o parte dintre noi, zic eu. Vrem să vorbim despre timpul liber. Dacă mai are sau nu suceveanul, implicit românul, timp liber. Cum și-l petrece? Se poate sau nu deconecta? Adică în ultima vreme trebuie să recunoaștem, parcă nu mai avem doar puțin timp la dispoziție pentru muncă și mai mult pentru relaxare, pentru familie, pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră personală. Lucrurile s-au mai schimbat. Au trecut 21 de ani, putem spune în dată, de la Revoluție, parcă era altfel înainte de 89, știai un lucru clar, 8 ore, 6 ore, în funcție de cât de greu munceai, și după aia totul era acasă, nu mai era un telefon mobil, nu te mai stresa cineva, nu mai îți rămâneau în minte diverse, să spunem așa, chestii de la servici și altele. Ce se întâmplă în momentul de față? La ora actuală, acum, nu prea. De ce? E stresați oamenii și cu guvernul ăsta și... Cei mai mulți au. Da? Da. Pentru că s-au închis multe întreprinderi și timp este. Acum fiecare și-l folosește ca să supraviețuiască. Nu, niciodată. De ce? Niciodată, nu. De ce? Fiecare pensionar într-un fel, ăștia lanți într-un fel, cu serviciu, cu... Păi, nu prea. De ce? Nu, vedeți, dacă suntem în secolul viteză, așa, numai viteză și viteză. Să ocupați, treburi. Păi, cum să-l petrecem? Gândim unele la viața care e de zi cu zi. Așa. Și greu, greu pentru popor. Așa cum o vedeți acum, că merg pe stradă. Așa. Merg încolo, încoace, adică cu folos. Eu mai mult acasă. Aha. Eu suntem pensionari, bătrâni, bolnavi. Și medicamente. Ce să faci? Sunt de la țară și... Așa. Na, la țară, cum să vă spun, nu prea avem timp liber, că... E, depinde și poate și o treabă în jurul casei poți să însemne relaxare și timp liber. Da, aveți dreptate, dar... Na, cum să vă spun eu, la țară în permanență se găsește câte ceva, că... Da. În permanență. Timpul liber... La televizor, în oraș, cu prietenii? Nu prea. Eu, de fapt, locuiesc la țară. Da. Dar care e la oraș, la țară mai mergi pentru copaci și mai trece timpul. Dar la care e la oraș, e stresul mult mai mare și oamenii se distruși complet. Mai reușesc, dar asta la sfârșit de săptămână și dacă plec din localitate. Dacă mă duc undeva la munte, undeva la lucruri, la iarbă verde, la o slujbă, ies de acolo, vă prea stau câteva ori în păduri, cum... Da, da. Când este posibilitate. Aha. Când este posibilitate. Când nu, ne facem treburi pe lângă casă, așa. Da, numai... Dacă te mai e cu o treabă ceva, cu... Ce, te mai relaxezi puțin, așa, gândirea, așa... Da. Foarte puțin, când în vacanță... Așa. În weekend, așa, mai puțin probleme. Examene. Păi pe mine la țară mă relaxează când ies la aer curat și mai uit de gânduri, dar cum v-ați spus, la oraș e greu. Păi și o relaxare acum, prin odihnă mai mult, datorită vârstei, nu ai timp așa, te relaxezi, mai știu eu cum să citești o carte sau mai cum să cum mă relaxam în tinerețe. Acum mă odihnesc și... Și nu-i nimic. Bine așa trebuie pe lângă casă, ușoare. Trebuie ușoare pe lângă casă. Păi, de exemplu, mersul pe jos, așa, mă duc într-o parte, în alta, mai, îți mai aerisești mintea puțin din, la servici, de la... Plimbările prin parc, fotbalul și activități dintr-astea extrașcolare. De ce se stresează viața? Care ești? În primul rând, când vezi ce se întâmplă în jurul tău, începând de sus, de la conducătorii țării și până jos, și când îi vezi și știi ce fac, așa, cunoscând pe unii, ce fac și ce spun din gură, asta deranjează oricum. Cam asta, sunt multe, dar
Așa fiecare și cum pricep el să trăiască sau cum vede lucrurile și pe ce treaptă să află și cât de bine trăiește, că dacă este undeva unde câștigă mult fără să muncească, acela zice că e bine. Dar, da, și restul care a fost frustrat de unele drepturi, iar și aici e strigător la cer. Fără cunoștință și pe de fapt ce mai doar și voi ăștia tineri vedeți ce se întâmplă. Oh, o întrebare. Păi în ziua de astăzi cam ziceți și dumneavoastră, ce nu stresează omul? Cred că începând de la serviciu și până la ultimul lucru care îl faci, și începând și de la bani și de la... Iată, iată. Învățatul. Cel mai. Relaxare, timp liber, stres, toată ziua. Aoleu, ce fac, ce treabă am la servici? Mamă, cât am de învățat! Și totuși, nu e chiar așa. Erau vremuri când oamenii munceau cu mult mai mult decât muncim noi acum. Erau vremuri când oamenii învățau cu mult, mult mai mult decât învățăm noi acum. Și erau vremuri când oamenii nu aveau așa de multe variante prin care să se relaxeze, moduri prin care să-și petreacă timpul liber. Și totuși, ni se pare că suntem între patru pereți, între niște acolade, să spun așa, și nu putem ieși din ele, nu putem face altceva. Și totuși suntem în Uniunea Europeană, ne putem plimba oriunde prin Uniune. Dar sigur, îți trebuiesc bani. Pentru bani muncești sau înveți, nu-ți mai ajunge timpul, nu mai ai timp liber, nu te mai poți relaxa, ajungi la momentul în care chiar dacă pleci într-un concediu, nu te poți deconecta, ai tot timpul ceva parcă care ți apasă capul. Oare e bine așa? Oare n-ar trebui să ne petrecem și ceva mai mult timp pentru relaxare? Oare mijloacele mass media nu sunt prea dure pentru omul de astăzi? Nu sunt prea multe? Poate n-ar trebui și ceva mai mult timp în care să inspirăm aerul din jur și bineînțeles să-l și expirăm, că e foarte important. Și o parte și cealaltă, și munca și relaxarea. Multe am să vă zic, dar timpul e scurt, ce-i drept. Eu vă recomand să mai citiți din când în când câte ceva și cine știe, poate ne apucăm și noi să scriem mai multe pe site, dacă tot nu ne ajunge timpul ăsta pentru vorbi la TV. Și mai am eu ceva care încerc să zic așa, o idee care încerc să o definez, că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par. Depinde cum privim. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. O centrală, o centrală, o centrală de-am avea. Wow, ce bine, wow, ce bine, nici în tot nu ne-ar durea. Vrei să fii sigur pe căldura din casa ta? Vrei să nu depinzi de alții? Vino la Interconti și vei găsi cea mai variată gamă de centrale termice la cele mai mici prețuri. Te așteptăm cu mărci consacrate: Viessmann, Violant, Bosch, Ariston, Feroli, Motan. Vara aceasta la Interconti ai cele mai mici prețuri la centrale termice, calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, Interconti, o centrală vom avea. Un ardelean și niște tineri, unul dintre tineri. Bade, închide geamul că e frig afară. Ardeleanul închide geamul. No, acu-i mai cald afară. Pentru un termopan veritabil, vino la Mava Run SRL. Firma noastră execută tâmplărie PVC sau aluminiu cu geam termopan cu 5 camere de izolare fonică și termică. Profil Aeroplasto Germania 7000, toată gamă de culori. Sticlă termopan 4 anotimpuri, float și low E. Vă mai oferim pereț cortină și placări exterioare a Lucobond. Mava Run SRL, în Ițcani, strada Cernuț, numărul 128, lângă podul peste râul Suceava. Telefon 0745 534 272.